Tabăra la Dumbrava din satul Volovița, raionul Soroca, va găzdui timp de o săptămână odihna a circa 100 de tineri din Republica Moldova, România și America. La venirea echipei noastre, i-am surprins pe tineri pregătindu-se pentru deschiderea taberei, după care a și urmat deschiderea propriu-zisă. Tinerii ghidați de voluntari de la Corpul Păcii nu doar se vor odihni, dar și vor învăța, în special ce înseamnă a fi bun lider și a vorbi corect limba engleză. Foarte multe țări fac astfel de tabere, iar Moldova nu avea așa ceva. Așa că am decis să creăm o tabără amuzantă în care putem învăța și să obținem experiență peste tot în Moldova. Vom lucra să îmbunătățim calitățile de lider, lucrul în echipă, deciziile ce țin de viață, calitățile personale și cum să creăm și implementăm proiecte comunitare. Fetele și băieții s-au arătat destul de mulțumiți de oportunitățile pe care le au și spun că cele învățate îi vor ajuta în formarea personalității. Eu cred că la finele acestei tabere vom face mulți prieteni și vom învăța cum să devenim niște adevărați lideri, cum să ne controlăm abilitățile și să găsim în noi acel ceva care ne va ajuta să ne descurcăm mai departe în viață. Sunt a doua oară în această tabără. De data asta s-a făcut în Moldova. Prima oară însă am participat la ediția din România. Fiind organizată de americani, urmărește destul de bine modelul clasic american pentru o tabără, care se bazează pe cunoaștere de sine, dezvoltarea capabilităților de lider și, în special, dezvoltarea limbii engleze. Am venit în această tabără tocmai de la Leova și am fost entuziasmată de la început, deoarece este ceva nou pentru mine. Niciodată nu am fost la Soroca și eram gata să fac orice pentru a ajunge. Am venit aici să mă distrez, să fac prieteni noi, să acumulez o nouă experiență și să am oportunitatea de a mă dezvolta, de a deveni un lider bun, deoarece este o tabără într-adevăr foarte bună și voluntarii de la Corpul Păcii fac un lucru minunat. Organizarea acestei tabere a fost posibilă grație colaborării între ONG-ul Iera Nouă din orașul Soroca și Corpul Păcii. Urmărim ca tinerii, după ce se întorc în orașele lor, să facă și să promoveze drepturile, libertatea, democrația. Și, desigur, dezvoltarea unei engleze foarte, foarte bune. O bună parte din activitățile care se desfășoară aici sunt în limba engleză. Una dintre condițiile participării la tabără a fost cunoașterea limbii engleze. O altă parte de activități se desfășoară în limba română. Și tinerii sunt de părerea că acest proiect este unul destul de bun pentru Republica Moldova, mai ales că este o premieră. Pot să spun că această colaborare între Iera Nouă și Corpul Păcii din Moldova este extrem de importantă, fiindcă acești voluntari americani au venit și ne-au inspirat să fim oameni mai buni, să fim oameni mai curajoși și să ne putem exprima într-un grup, să învățăm mai bine limba engleză și pot să spun că este o experiență extrem de pozitivă pentru mine, este una prima în viață și sunt foarte mulțumită că această colaborare m-a adus aici împreună cu prietenii mei noi. Este foarte bine, am întâlnit foarte mulți nu cunoscuți oameni noi, care m-am prietenit, băieți, fete, și îmi petrecem timpul împreună foarte bine, prin jocuri, comunicații, diferite lucruri interesante. Inițiativa tinerilor soroceni de a petrece această tabără la Soroca a fost susținută și de Consiliul Raional. Prezent la festivitatea de deschidere a taberei, președintele raionului Soroca a specificat importanța organizării unor astfel de activități. Este în premieră și îmi pare bine că au ales anume Soroca ca să fie petrecut această tabără. Grație Corpului Păcii, unde sunt voluntari alături de acești tineri care le organizează toate evenimentele care sunt petrecute aici în tabăra la Dumbrava și sperăm că acest proiect va avea o durabilitate și pe viitor. Tinerii se vor afla în această tabără până pe 12 iulie. Pentru odihna și activitățile acestora, Corpul Păcii va cheltui circa $5.000.